Salutare, oameni buni! Și iată-ne din nou pe canalul meu de YouTube, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. Am văzut în secțiunea comentarii întrebări legate de greutatea berbecului mitică pe care eu l-am postat într-un video anterior. Eu am spus că este și de vânzare dacă este cineva interesat, dar totodată în acel video eu doar l-am prezentat, nu l-am cântărit. Și mulți dintre voi m-ați întrebat cam ce greutate are. În acest video, oameni buni, o să vedem greutatea exactă. O să mă duc să-l aduc aici. Am cântarul pe care îl cunoașteți cu toții. Am și boxa aceea de cântărire. O să-l bag în boxă și vom vedea exact greutatea reală. Mai întâi de toate să pornim cântarul. Este la zero. De ce este la zero, oameni buni? Am adus boxa, oameni buni, am pus-o pe cântar. Imediat o să vedeți ce greutate are și boxa. ...51 de kilograme. Acum apăsăm butonul tară. Cântarul este la zero. Iar în momentul în care o să iau boxa de pe cântar, va arăta minus 51 de kilograme. Între timp, eu am eliberat cântarul. Așa cum am spus, minus 51 de kilograme. Oameni buni, aici este berbecul mitică. Un berbec foarte frumos din punctul meu de vedere. Nu sunt cioban, dar îmi place să cresc animale frumoase, ați putut observa. Eu estimez o greutate de 60-65 de kg, cam așa. Ca să aflăm și acest lucru și să fie și oficial, o să-l bag în boxă și o să-l cântărim. Hai mă la boxă! Între timp, oameni buni, berbecul mitică a ajuns în boxă. Și acum să vedem câte kilograme are. ...62,5 63. Așa arată capul berbecului mitică mai de aproape. Ca și vârstă, anul ăsta face 3 ani în luna noiembrie. Oameni buni, deci am desfășurat și acest mister. Am aflat greutatea exactă a berbecului mitică. El toată vara a fost la stână și a făcut de cap pe acolo. Acum i-am făcut un adăpost.
unde este rănit cu fân, lucernă, boabe, în fiecare câte puțin. Dacă vă place, oameni buni, și acest video, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să distribuiți. Haideți să fim un număr cât mai mare. Eu am spus că este și de vânzare pentru cine este interesat și este serios. Din lipsă de spațiu. Dacă nu se vinde, nu e niciun fel de problemă. Mă descurc. Ideal ar fi pentru reproducție, dar totodată iese și o pastramă adevărată. Mie, sincer, mie cam milă să-l tai, dar dacă voi fi nevoit pe viitor, asta e. Până data viitoare, toate cele bune, oameni buni, și Doamne ajută!